Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Astăzi vorbim cu domnul Vlad Bătrâncea, care este vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova. Tot dumnealui este secretar executiv al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Vom pune în discuție mai multe subiecte de actualitate, pentru că pe moment se creează impresia că există un ping-pong între guvernare și opoziție și cetățeanului vine foarte greu să înțeleagă cine și despre ce adevăr vorbește, cine și de ce are mai multă dreptate și de ce trebuie să fie crezut. O să încercăm să vorbim mai întâi despre aceste declarații pe care le-a făcut președinta Maya Sandu. Ea a exprimat îngrijorări și în societate deja există anumite temeri că situația ar putea să iasă de sub control. Maya Sandu, președinta, a anunțat într-o conferință de presă că potrivit informațiilor serviciilor secrete ucrainene și cele ale Serviciului de Informație și Securitate, Rusia ar putea pune la cale destabilizarea Republicii Moldova. Dumneavoastră, cum ați înțeles aceste îngrijorări pe care le-a exprimat șefa statului, domnule Bătrâncea? Da, evident că acest subiect a trezit foarte multe polemici în societate și în teritorii. Oamenii sunt foarte deranjați, dar totodată noi imediat public am reacționat și am făcut un apel la calm și am sugerat guvernării și doamnii Sandu și întregii guvernări să aducă mai mult calm în societate. Că astăzi oamenii, într-adevăr, o duc foarte greu și totodată guvernarea are un rol important în perioada de criză să consolideze societatea și să aducă pace. Slavă Domnului că am avut pace pe parcursul ultimului an. Acest lucru am simțit și în Chișinău și în declarațiile publice a celor din regiunea transnistriană. Este foarte bine că există dialog între, cel puțin la nivel guvernamental, între Chișinău și Tiraspol și este foarte necesar să menținem dialog și să nu admitem uh, nici uh, într-o formă atragere Republicii Moldove în care va provocări. Uh, având statutul neutru și având bunul simț, având responsabilitate față de proprii cetățenii, trebuie să excludem orice posibilitate de a... A atrage Moldova în scenarii a, periculoase. Totodată, mesajul, mesajul doamnei Sandu este unul deosebit de responsabil. A, 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 în ce sens? A, noi considerăm că dacă există asemenea, asemenea președinte, avem instituțiile statului și orice informație la care se facă trimitere trebuie să fie făcută publică, dacă există date concrete, ori dacă nu se prezintă aceste date, noi ne rezervăm dreptul pentru a califica aceste acțiuni ca și iarăși o nouă paravană pentru a schimba guvernul, pentru a realiza anumite interese politice. Dar care ar fi aceste interese politice? Noi, iată, haideți să fim foarte și foarte obiectivi, există o nemulțumire mare în societate, în rândul populației, oamenii duc din ce în ce mai greu. Există nemulțumire foarte clară vis-a-vis -vis de actul guvernării. Există cerințe din partea societății, oamenii vor schimbări, oamenii vor alegeri anticipate, oamenii vor resitarea acestui parlament anonim, oamenii vor un guvern responsabil, pregătit, care va fi gata să asume soluțiile și să vină cu aceste soluții. Însă noi, cu părere de rău, un an de zile, Republica Moldova a devenit o statică aceleași propagande, dacă doriți, că uite, noi nu putem să facem nimic pe motiv că, noi nu putem să facem nimic pe motiv că, Totodată, chiar și având situația cu război din Ucraina, noi, emisiunea președintă, am discutat cu dumneavoastră doamna Ursu, am adus exemple ce au făcut polonezii, românii, bulgarii, deci țările care efectiv, deci eficient, încearcă să administreze treburile publice. Noi, cu părere de rău, suntem o statice a veșnicului pericol, guvernarea în loc să vină cu soluții și în loc să vină cu mesaje de consolidare a societății, a clasei politice, vine doar cu mesaje pline de ură, de război și caută fel de fel de în aceste probleme. O să discutăm și despre ură și despre neînțelegeri, despre toate, dar iată, tocmai am primit uh -huh. și declarația pe care a făcut-o șeful diplomației ruse, domnul Lavrov, a spus că autoritățile de la Chișinău încearcă să folosesc, folosească retorica antirusă pentru a evita acuzațiile de eșec în politica internă. Nu se suprapun declarațiile dumneavoastră și cu declarațiile domnului Lavrov? Eu nu reușesc să urmăresc toate declarațiile Acum și am luat -o. și mesajele mele <laughs> sau gândurile mele sunt, îmi aparțin mie, dar totodată dacă este să facem trimiteri la sursele externe, eu pot să fac trimiteri la surse externe, da, la Ministerul de Externe a României, a Statelor Unite, da, Departamentul de Stat, care a Marii Britaniei, care fiind întrebați, deci, au zis că ei nu au date conform cărora există asemenea scenarii în raport cu Republica Moldova. Și trebuie să credem în aceste state, că totuși au servicii pregătite de inteligență, diferite servicii, și totuși domnilor sunt mult mai bine informați. Și în această situație când și partenerii noștri importanți, de care doriți, occidentali, de la săriți, o că nu văd, nu se sizează aceste pericule, de ce noi înșine încercăm să isterizăm populația și să creăm o senzație că uite, este periculument. Or dacă el este, doamna Urs, haideți să admitem că el este, înseamnă că trebuie să existe informații, trebuie să existe acțiuni. Republica Moldova are instituții, ori dacă aceste instituții ori nu fac nimic, ori nu sunt în stare, ori nu văd cu ce trebuie să combată, la noi apare concluzia că... Uh, într-adevăr, se un anumit pericol pentru a se menține la guvernare. Or, nu ai sistem paralel cu dumneavoastră și cu întreaga societate la acest procedeu, uh, da, cu schimbarea guvernului, cu împărțirea funcțiilor. Uh, noi știm că deja în partidul de guvernare sunt mai multe probleme interne. Că unii zic că cu reforma și așa, alții zic că cu infrastructură și cu procurările în sectorul energetic sunt întrebări. Adică sunt probleme evidente. Și eu nu vorbesc, doamna Ursu, doar de astăzi și de o declarație care n-am citit a domnului Lavrov. Eu vorbesc că un an, practic, pe noi ne alimentează cu aceleași abordări, că este pericol. Noi mai bine de un an trăim în stare de urgență. Și cum este folosită această stare de urgență? Miliarde de lei din banul public alocați și cheltuiți cu mari semne de întrebare foarte dubios. De aceea, guvernarea trebuie să fie foarte transparentă, responsabilă și să aducă să fornizeze în societate liniște și calm. Și dacă sunt asemenea scenarii, doamnă Ursu, să facă tot ce este posibil pentru a menține calm, echilibru și pentru a nu admite aceste scenarii. Ori dacă apare un mesaj public la nivel de șef de stat, acest mesaj practic, practica aduce frică în societate, se blochează mediul de afaceri, oamenii încep să se gândi unde să plece din țară și noi și mai mult destabilizăm situația în propria țară. Dar calmul, liniștea și predictibilitatea trebuie să fie asigurate și de opoziție, că opoziția e partea acestei societăți. Da, doamnă, ursă și noi am discutat de dat trecut, noi prima dată am votat introducerea stării de urgență, noi cu colegii noștri din teritoriu am fost pe primă linie în primirea refugiaților, noi am contribuit la pace și la liniște. Dar după asta, când nou ni s-a propus a doua, a treia, a patra, a cincea oară stării de urgență, noi spus, am spus că ceva nu merge bine. Și nu poate statul, având parlamentul și guvernul funcțional, să sână cetățenii proprii țări în suspans permanent, în stare de urgență, sau Doamna Gavriliță a declarat în ultima de apariție în Parlament cu prelungirea stării de urgență au spus că această stare de urgență va fi folosită doar pentru a regula probleme din sectorul energetic. Și a zis că nici într-o formă nu va fi folosită această stare de urgență în lupte politice ori în careva acțiuni antidemocratice. Și uitați-vă, seara, vineri se închid șase televiziuni, fără a avea temei juridice clare. Și mai mult, eu pot să vă duc o sumă de exemple, zeci de decizii a comisiei respective, pe situații excepționale, foarte dubioase. Ori ei sunt o guvernare care are și președintele de țară, și majoritatea parlamentară, și tot guvernul, și au totul la dispoziție. Și de aceea noi și am început cu introducerea stării de urgență, dar am văzut că ea se folosește în total alte scopuri decât cele care erau la bun început. Haideți să vă întreb altfel atunci. Există riscuri și amenințări la adresa securității Republicii Moldova din moment ce în imediat a vecinătate de un an de zile aproape e acest război ruso ucrainean La sigur există mai multe riscuri pentru Republica Moldova. La sigur noi trebuie să asigurăm totul necesar ca Republica Moldova să aibă parte de neutralitate, de stabilitate, ca noi cumva fiind o țară mică, pașnică, neutră să nu fim atrași în orice jocuri, indiferent de unde vin ele. Și apropo, guvernarea noastră așa și-a început. Primele două luni de, după 24 februarie, foarte corect și foarte bine să vorbim, ne stat neutru, avem mă rog, grijă de treburile noastre interne, nu avem ambiții de, de careva natură și de ce lăsați-ne, vă rog, în pace. Sunt organisme mari internaționale, sunt țări mari, lasă clarit între ei, relațiile lor. Noi nu suntem concurentul lor, noi nu, suntem, nu avem ambiții geopolitice. Dar după asta ceva s-a întâmplat și de la Moldova se cer deja declarații dure, sancțiuni, careva pași care până la urmă creează pentru noi, pentru statul nostru mic, creează mai multe pericule și ne fac cumva partea unor jocuri, jocuri noi chiar riscăm să întreăm în scenarii. Dar guvernarea zice că și opoziția ar fi partea a jocurilor Federației Rusie și iată de, de aici e să, această neînțelegere. Să, să prezinte informații, să fie concreți, să procedeze în conformitate cu legea, în conformitate cu normele naționale și internaționale. Ori în afară de declarații, noi nu am văzut nicio faptă și totodată nu poate guvernarea da, să spună că orice protest împotriva lor, din start, este, mă rog, o mână nu știu cui pentru a destabiliza. Oamenii, într-adevăr, sunt nemulțumiți, oamenii, într-adevăr, vor să protesteze, oamenii, într-adevăr, vor ceva schimbi. Oamenii au tot dreptul. E o lesă guvernare care a venit cu promisiuni cum dumneavoastră credeți și cred pensionarii 300 de mii care au votat cu pasul despre această guvernare uh, care a majorat vârsta de pensionare? Orice cred despre această guvernare de de ce această și Dar această guvernare a majorat vârsta de pensionare? A majorat încă cabinetul lui uh, no. domnului Filip. După care noi, în Parlamentul 2020, Eu am revenit amintesc, la... dar Curtea Constituțională a zis că nu. Și, du, și, și după care claritatea a făcut o pasul prin proiect de lege, mă rog, el este public, site-ul Parlamentului. Dar asta nu, nu, nu înseamnă ținmete, că pasul nu? a majorat cenzul de Păi, Proiect de lege a fost prezentat de pas în Parlament, într-o ședință publică deschisă. Acest proiect de majorare a vârstei de pensionare a avut avizul pozitiv al guvernului Gavriliță au fost foarte multe discuții aprinse și în Parlament și în societate și a fost votat acest proiect. De la Tribuna Centrală el a fost prezentat de către domnul Dan Perciun, Adică eu Adică, foarte clar, pe timpul guvernului Filip, atunci s-a făcut reforma în sistemul dup social. După care a fost anulată. După ea, în Parlament, dar mi-amintesc că a nu, fost cu curte... o sesizare la Curtea Constituțională. Curtea, curtea... Constituțională, eu înțeleg la ce S-a referit, da. referit la altă ședință, la alte subiecte, dar nu la vârsta de pensionare. Da, inclusiv și La vârsta de, de pensionare nici curtea Constituțională nu a riscat să, să se pronunțe, că totuși este subiect social prea sensibil dar până la urmă acest subiect ține de voință politică și de guvernare care este gata să asigure totuși, uitați-vă, când în speranța vieții în Republica Moldova este așa cum este și este în degradare, da, să măjurezi vârsta de pensionare, tot și așa, deci practic fiecare al doilea bărbat, nu ajunge la vârstă de pensionare, cu majorare vârstă. Dar, în fine, pot să vă duc Dar, pe o... de altă parte, dumneavoastră știți foarte bine că sunteți de mulți ani în Parlament. Acum lucrează un angajat pentru un pensionar și acest raport trebuie mm. să pună pe gânduri politicieni, indiferent, indiferent, indiferent din ce tabără fac parte. Aveți perfectă dreptate. Deci noi avem chiar mai puțin de un angajat pentru un pensionar. Asta, într-adevăr, e o tragedie pentru țară. Dar noi am pus aceste întrebări și în campanie electorală. Iată, voi pro promiteți pensia minimală de 2000 de lei, voi promiteți foarte multe cetățenilor. De unde o să luați bani? Cum o să puteți ști în realitățile financiare din Republica Moldova? Cum poți să promiteți ceea ce este irealizabil? pas a făcut zeci de promisiuni irealizabile, fiind în cunoștință de cauză, că dar totodată pot să vă aduc un, multe alte exemple. Închiderea universităților. Ajungem la asta. Că e importantă și reforma universitară. Și totodată... Dar să rămânem la pensionari. Da. Dumneavoastră ziceți că e nevoie să fie scăzut cenzul de vârstă. Dar da, atunci pe... cine, se mărește și mai mult armata aceasta a vârstnicilor și vor trebui să beneficieze de pensii. De unde bani? Până la urmă, noi am prezentat foarte multe argumente în plen cu cifre. Deci, speranța vieții. Și așa, că, să înțelegeți, speranța vieții este o problemă pentru Republica Moldova. Fiecare al doilea, cel puțin fiecare al doilea bărbat, nu ajunge la vârsta dimensionară, dar toată viața el este plătitor de taxe, el contribuie la fondul respectiv și el nu ajunge fizic. Noi avem probleme că. Trebuie de îmbunătățit condițiile Dar... de trai. Eu nu cred că acum, dacă se ajunge la concluzia că trebuie să fie micșorată vârsta de pensie, se rezolvă problemele. Evident că trebuie de început cu economia națională. Și noi am criticat Absolut. foarte argumentat și am venit cu multe inițiative economice și în acest Parlament și ziceam că uite, guvernul Gavrilis, practic, la capitolul economiei, Ministerul Economiei, nu are nicio performanță, niciun proiect niciun proiect cât de cât solid care să demonstreze că, uite, ăștia au un plan de dezvoltare economică. Uh, și până la urmă, noi am criticat foarte mult pe un ministru care a plecat, a venit domnul Alaiba. Ministrul Economiei, domnul Alaiba, da? Cred că este clar de la sine. E colegul uh, dumneavoastră din Parlament? Uh, foarte bine. Dar eu nu aș pretinde pentru funcția de ministru Economiei de ce că nu a să fac față. Să accepți orice funcție de dragul funcției nu este bine. Dar, în fine, uh, uitați-vă, el este destul de transparent, da. Deci petreci foarte mult timp de ore de serviciu în rețele de socializare. Dar în afară de lupte cu este cum numesc ele cu jalabne cărți, care au spus că trebuie anulate, că este anacronism. Condicele de reclamație. În afară de niște lucruri de introducere unor servicii electronice care și așa astăzi există, noi n-am văzut niciun proiect economic convingător care să ne arăte că uite, guvernarea a propus și uite de unde o să avem creșterea economică. Evident că fără creștere economică, fără crearea locurilor de muncă bine plătite, noi nu ne putem aștepta la fond respectiv CNAS și noi ne putem aștepta la, la pensii. Dar totodată noi revenim în anumite realități, au venit la guvernare, au promis și nu fac. Este adevărat, în Republica Moldova problema mărimii pensii este o problemă foarte vulnerabilă și lumea acum își dă seama că e foarte greu să supraviețuiești, mai ales pe timp de crize, pe timp de iarnă, cu 2.000, cu 3.000, cu 4.000, cu 5.000, cu 6.000 lei pensie, pentru că facturile ard buzonarele. Dumneavoastră ziceți că cei de la putere ar fi trebuit să identifice surse mai multe ca să poată să dezvolte economia, să dezvolte propriul stat, că statului și să de Dar pe timpul când era pe SRM la guvernare, cu cât s-au compensat pensiile? În primul rând, eu pot să vă zic că în timpul nostru, deci inflația era sub control. Noi nu era am... război, nu erau crizele era astea criză E pandemică. pandemică era, Abia da. început. Da. Care era o încercare foarte dificilă și atunci foarte mult s-a manipulat că, uite, guvernul Chico pe nu face nimic pentru a combate această criză pandemică. Deși am adus medicamente, vaccinuri, am majorat cu 70% salarii medici. Cu cât ați compensat pensia atunci? Pot să vă zic că atunci când inflația era la nivel de 3-4%, am introdus primul an, mă rog, am avut doar un an de zile, după asta au fost destabilizări politice, stradale, de care doriți. Deci am introdus ca instrument indexarea dublă, deci considerând că, uite, așa este mult mai eficient și am ajurat o dată cu 4,6 și a doua oară cu 1,4, dacă nu greșesc. Da, Totodată pentru a diferenția pensionarii, că sunt pensionari cu pensii mici și sunt pensionari cu pensii mari. Am operat încă un instrument, două sume unice pentru cei cu pensia sub 3.000 de lei. De ce am mers cu două sume? De ce că dacă am introduce acești bani în indexare, era nevoie de indexat și pentru ăștia cu, cu pensii de 10, 15 și mai multe mii de lei.

Bătrânge, da. eu am vorbit cu foarte mulți vârstnici și Așa. îmi spunea, unii din ei au avut cât acolo, adaus 50 de lei, 100 de lei, 200, 300 de lei și oricum era o, o sumă infimă pentru necesitățile pe care le-au o bună parte din Înțelegem. segmentul acestei populații. Înțelegem foarte bine. Eu pot să vă duc un exemplu când eram noi într-o perioadă stabilă și când am avut, mă rog, măcar o perioadă timp guvernul greceanei. Asta a fost, e, asta a par... fost alte Bine. timpuri. Și atunci au fost crizi, 2008, criza economică mondială și multe crize au fost și atunci. Dar oricum, când este un guvern profesionist, sunt și rezultate. Și... Acum guvernul totuși a promis că va fi o majorare Ei, cu 14%. La cred că e noi... o diferență între ceea ce s-a făcut atunci și ce de, se face iarăși, acum? Iarăși, vedeți, doamna Ursu, sunt abordări... Da, de, pentru din că parte, inflația astăzi nu e mare. L-am auzit și pe guvernatorul Băncii Naționale care a vorbit despre această problemă. Nu, iarăși, există o normă legală. Iată dacă ne spuneți că toți policienii sunt responsabili, sunt de acord toți aici, aici, sunteți aici responsabili. cu responsabili. și este de bun simț că guvernarea în perioada de criză să consolideze și partidele de opoziție și noi am demonstrat că putem contribui, dar n-ai cu cine cu de rău discuta. Dar uitați-vă, ca să nu intrăm în detalii politice, nu dăm aprecieri politice, da? Există normă legală. Ce înseamnă indexarea? Aducerea pensiei, salariului, da, la nivelul inflației. De ce? Că Iată, avem inflație de 30%, da? Deci cu 30% se majorează masa bănească, da? Deci guvernul colectează impozite mai multe și așa mai departe. TVA, pro... impozite sunt introduse în fiecare produs alimentar. Oamenii plătesc aceste impozite, oamenii achită pentru tot cu 30% mai mult. Indexarea prevede ca normă legală, că trebuie imediat adus da în corcundanță cu această inflație, deci salariu, și pensie. Aici nu e... Dar să credeți că sunt bani în buget și nu a, se dorește da, ca să fie ajutorat oamenii? A, aici nu este vorba de benefacere, de caritate. Aici nu este vorba de partide politice. Fă, ce ce trebuie să faci conform legii. Și atât tot. Dacă nu sunt bani, haideți să ne gândim, doamna Ursu, dar unde ajung banii cetățenilor? poate prin situații excepționale, miliarde de lei în Energocom condus de domnul Spânu și achiziții cu secret comercial a aceleași surse energetice la preț mai mult decât prețul de piață, și aceste miliarde de lei, dacă, în opinia noastră, dacă ar fi gestionate profesionist, responsabil, transparent, poate ar fi suficiente pentru a indexa pensie. Da, aici ajungem o la o altă problemă. Din moment ce Gazpromul a micșorat livrările de gaze către Republica Moldova, s-a creat această problemă, pentru că resursele costă mult mai da, scump. Da, da, și pe da. de altă parte, ce se spune? Că gigantul totuși a încălcat și el anumite prevederi din acel contract care există semnat. Noi am discutat cu dumneavoastră da. situația asta la emisiunea precedentă foarte mult. Și astăzi deci, mai merită să o discutăm. Vă, în primul rând, apariția Energo.com ca un intermediar. Pentru ce nou ne trebuiesc intermediari? Pentru ce nou ne trebuiește de procurat aceleși gaze rusești prin firme terse în Polonia? Și multe, multe, multe alte întrebări. Dacă noi oricum, această guvernare a revenit și a făcut-o, nu că corect. Dar asta este o necesitate vitală, să procure energie electrică mai ieftină de la Cuciurgan. Și este un lucru de bun simț, de aceea că în perioada de criză noi procurăm de acolo de unii este mai ieftin. Păi de ce atunci, dacă oricum am ajuns la acest lucru, de ce era nevoie că câteva luni de zile să procurăm energie electrică mai scumpă? Sunt multe întrebări. Bine, în afară acestui fapt, miliarde de lei cheltuite în opinia noastră abuziv, netransparent, prin situații excepționale. Deci, altă întrebare dacă avem criză și trebuie să economisim și de bun simț este că guvernarea să dea exemplu. Dar pentru ce s-au creat, -au creat patru ministerii noi? Asta să știți că există așa o structură care se numește Cancelare de Stat, care este responsabil da, de relațiile guvernului cu cei din teritorii și bugetul care a crescut la peste 900 de milioane de lei anual, o sumă cosmică, astronomică. Deci, cheltuielile administrative sunt în creștere, dar cheltuielile sociale sunt în descreștere. De aceea și zicem, noi nu criticăm de dragul criticii dar, da, zicem... dar am trecut de la un subiect la altul, eu totuși vă întrebam, dacă ați fi fost da. dumneavoastră la guvernare, iată, cum ați fi procedat în cazul acesta când Gazpromul reduce din livrările de gaze, Republica Moldova mm. are nevoie și pentru centrala de la Cucurgan pentru că de acolo vine energia electrică, care asigură am... întreaga populație a Republicii Moldova. Ce făceați? În, dacă... în primul rând, am merge așa cum a mers anterior cu oameni profesioniști în executiv, în guvern, cu negociatori buni. Nu am trimite persoanele și personajele politice să ne creeze energo-comori, să ne creeze stări de urgență și să procure niște condiții dubioase. Dar pe timpul PSRM în guvern nu erau și politicieni? Pe timpul PSRM, v-am zis că am promovat pe domnul Chicu, care nu era membru al nu era din nucleu, dar am preferat un om pregătit, profesionist. Deși și în PSRM erau multe voci care ziceau, de ce noi nu promovăm la funcție de prim-ministru, la funcție de vice-prim-ministru, oameni de partid. Dar am luat decizie că, uite, aici nu este de împărsât că până la urmă rezultatul acest, acestui guvern este rezultatul politică partidului. Haideți mai simplu să ne explicați. De ce a apărut criza energetică în Republica Moldova? Eu cred că condițiile acestei crize sunt foarte și foarte clare. Evident că sunt relații deosebit de dificile regionale. Evident că sunt întrebări și probleme legate de situație geopolitică. Evident că noi asistăm că în afară războiului care este astăzi în Ucraina, sunt niște procese tectonice în lume, da? inclusiv și mai multe procese financiare economice, pe piață, pe bursă și așa mai departe. Deci în această situație ce face Republica Moldova cu un stat mic care nu are propriile resurse energetice? Caute soluții cele mai bune, profesioniști, uh, negociatori buni, uh, același Gazprom negociază diferit cu diferite țări sau chiar și aceeași țară poate avea uh, diferite contracte în funcție de... Bine, și, dar Rusia fiind în război, vă dați seama da. că ești caută și ea un fel și, de sprijinitor. Și, și, și iarăși ajungem că uite, se politizează prețul la gaz. Dacă nu credeți în mine, aveți tot dreptul, dar eu pentru mine iată, este foarte oportună declarația doamnii Sandu făcute, făcută în campanie electorală, când fiind întrebată când a zis că iată, prețul la gaz este mare. Ce veți face dumneavoastră? Că el a zis că, uite, 4, 4 lei cub, deci 185 de dolari mie metri cub, este scump. Doamna a zis că eu voi negocia cu Gazprom. Presa, independentul, o întreabă, de ce doamna Sandu, dumneavoastră o să mergeți la Gazprom, la ruși să vă închinați și să... Nu, eu nu am să mă la nimeni, eu voi negocia în numele poporului și, și promovând interesul național. Ea a formulat foarte corect atitudinea.

Uh, Dar problema asta e și în Germania, simplu. și în Italia, și în alte țări. Nu e Republica doam, Moldova stat? Doamna Greceană, fiind prim-ministru, a semnat contractul pentru, cu Gazprom, convenabil cu un preț bun, în privadă când iarăși Republica Moldova a avut anumite probleme cu Federația Rusă. Atunci era, dacă țineți minte, era perioada minte. 2005, 6, 7, era și atunci o perioadă complicată. Dar doamna Greciane, fără a face politică multă, fără a face declarații că nu este în stilul domniei. ei, a știut să meargă și să semneze contractul cu Gazprom. Nu era simplu deloc. Au avut loc negocieri câteva săptămâni. Dar acest lucru a fost realizat nu de polițieni, nu de președinte de țară Voronin, pe atunci. Era realizat la nivel de guvern. Noi govern. zicem că atunci totuși erau alte realități, dar pe de altă parte, dependența Republicii Moldova de o singură sursă. Uh -huh. Cum o vedeți dumneavoastră? E ok ca da, status nu... să depindă doar de o singură noi, sursă? Noi nu vedem absolut nimic subiectiv aici. Este regulă pieței libere. Este principiul universal economic procurăm din sursele cele mai accesibile și căutăm cel mai ieftin preț. Și nu trebuie noi aici cumva să inventăm. Iată cineva ne zice, ok, trebuie diversificare. Admitem că diversificare cumva ne ajută, dar diversificare în ce condiții și la ce preț? Și ce au de achitat cetățenii Republicii Moldova? V-am adus un exemplu foarte concret. Diversificare cu gazele naturale. Da, am procurat gaze naturale din Polonia. Дачил аж газ русеск Дело фирма фирмы Терцы. Мол, майском мой ском, где и рапрецул Диатонч. Шеурком, а сла прелецул Газпрома, лыше шеурком, газе дела Газпром. Adică a fost o încercare de a diversifica, am cheltuit banii publici, ni după care am revenit la Gazprom și după care Republica Moldova a revenit la Cucurgan cu procurarea energiei electrice. Asta a făcut ucenia. Opoziția nu, a făcut o guvernare. înțelegeți foarte bine că dependența de o singură resursă înseamnă în anumite cazuri prevalarea politicului și mai ales uneori și aplicarea mecanismelor de șantaj asupra unuia dintre cei care au semnat contractul. Este o abordare politică, dar ce înseamnă diversificarea din punct de vedere economic? De ce se diversifică surse? Pentru ca să apară concurență între prestatorii de servicii sau de mărfuri și țara să procure absolut, mai ieftin. Absolut. Diversificarea nu se aplică cu scopul de a procura gaze mai scumpe, aceleși gaze rusești numai prin firme nu știu care. Asta nu este diversificare. Da, în perspectivă, totuși, această diversificare o să arăte că e un lucru bun. În perspectivă sunt țări care tot nu prea au zăcăminte și resurse respective, dar care au o guvernare profesionistă, care au continuitate, memorie instituțională și care implementează uh, careva proiecte. Iată,

Haideți să vedem România, e țară România? mare și Polonia, ambele Bine. sunt țări membre UE, țări treb membre. Păi trebuie să ne învățăm, sau noi doar vrem să ne învățăm așa, parcă se vorbește cel ce public. Așa se vorbește și așa păi trebuie să fie. Păi dacă dânșii, aceste țări care au de exemplu, nu, să admitem mai multe capacități umane, da, sau mai multă înțelepciune sau altceva, dânșii dacă aprobă un pachet de legi de exemplu,

Nu, no, doamna Gărilis ne spunea că voi veniți cu propuneri populiste. Iată cum a făcut Franța, a, a micșurat accizii da, la carburanții. Și da, cineva spune că voi bateți în buget, voi faceți populism. Dar aceste țări ce au demonstrat? Au a, a ieftinit carburanții, au pornit economia, economia activează și achită impozite. Și statul este în creștere, în, statului sunt în creștere. Noi nu facem nimic. Nu trebuie Noi și... nu facem nimic și căutăm numai, numai justificări. Iar aici vin la o frază foarte bună a doamnei Maia Sandu, care a zis, iată, Dodon Socialiști au toate instrumente, dacă nu pot, să plece. Noi, dacă venim la guvernare, noi n -a să căutăm vinovații. Iată, astăzi putem să întoarcem um, acești, dacă nu puteți. Domn Bătrân, ce aici ești paradoxul. Iată, dumneavoastră aveți acum o sumedenie de argumente care ziceți că dacă ar fi fost PSRM la guvernare, ar fi reușit să gestioneze mai bine și sigur. criza energetică și sigur. să țină piept tuturor provocărilor. Dar ce se mai zice în societate și mai ales din partea și cetățeanului simplu? Acum se vorbește mult despre acest subiect. Da, să admitem că aveți dreptate și că ați fi înregistrat aceste succese despre care ziceți dumneavoastră, dar cum s-ar fi comportat Occidentul cu Republica Moldova, dacă Republica Moldova e de partea Rusiei, inclusiv în acest război împotriva Ucrainei? Occidentul are ceea ce nu avem noi, au memorie instituțională, ei lucrează cu țara și nu cu partide politice și acest lucru îl reiterează de fiecare dată la fiecare întrevedere, că în care noi o avem, au reprezentanții guvernării și nu depind de un funcționar sau altul. Ei au un proiect da, sau au un proces cu o țară anumită. Eu pot să vă zic, iar să vă duc exemplu, 2020, socialiștii, când am mers la Comisia de la Veneția, la Consiliul Europei și am aprobat planul de reformă justiției 2020, Republica Moldova și cu, cu Litvinencu, cu, cu Restu, cu Maia Sandu, președintele țării, merge pe acel plan, nu, nu, l au anulat. Au recunoscut că este un plan bun. Noi am avut relații profesioniste bune cu cei de la Occident. Noi n-am discutat acolo subiecte ideologice sau de propagandă. Noi am discutat reforma justiției, noi am discutat alte reforme care sunt importante pentru țară. Occidentul nu privește situația în Republica Moldova doar politic. Ei pledând pentru democrație, înțeleg că guvernările vin și plec. Ei înțeleg de că politicienii se schimb. sunt pentru cetățean și pentru a din necazurile oamenilor. Exact. De ce Occidentul a investit mult, a susținut Republica Moldova și totodată a criticat dur mai multe guvernări pretins pro-europenie, pe motiv că nu se respectă planul de reforme, că nu se respectă angajamente, că se promite și nu se face. Eu pot să vă zic că PISRIMEO a avut relații bune și guvernul CHECO a avut relații profesioniste cu toate organismele internaționale și cu Uniunea Europeană, și cu Banca Mondială, și cu mai mulți. Bine, dar după ce a izbucnit acest război în imediata vecinătate a vecinătatea Republicii Moldova, s-a creat impresia că dumneavoastră, opoziția, sunteți de partea Rusiei, nu știu, e așa sau nu e așa. Și atunci, Occidentul <coughs> știți că a impus multe pachete, multe sancțiuni Federației Rusie și nu se știe care ar fi fost relația Republicii Moldova dacă ar fi avut guvernare pro-rusă sau cum să zice că acum nu mai mă dezmeticesc cum e corect să i se zică o poziție că e cu viziuni proieste. No, 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 no. Iată, acestea sunt nu din partea de noastră, dar din partea guvernării, care, regimului de guvernare care impune această propagandă societății și asta este o minciună crasă. Guvernul cu votat de noi a avut un program de guvernare în care era foarte clar scris, în afară programului de guvernare, a declarat-o în repetate rânduri și prim-ministru de atunci, că el pledează pentru dezvoltarea relațiilor cu partenerii din Uniunea Europeană. Și a făcut acest lucru. Guvernul Chicu nu a fost. Și cineva zice că, uite, și iarăși sunt niște justificări sterile, că, uite, noi nu putem să facem nimic pe motiv că este inamic uh, intern. Noi acest lucru l-am vorbit în campanie parlamentară. Și am zis că, uitați-vă, dacă ei vin la guvernare, ei nu vor fi în stare să realizeze propriile promisiuni și iarăși vor căuta un inimic. Noi nu suntem partid pro-rusesc, ori anti-occident, dar nu suntem niciun partid cu mențiune anti. Noi suntem partid care pledează pentru Republica Moldova, pentru neutralitate și avem o viziune, un model pentru această țară. Republica Moldova este sortită să aibă relații bune și cu Estul și cu Vestul. Ori, oricând, când noi nu respectăm acest echilibru, noi devenim victimă a unor jocuri. De aceea, știți, propaganda respectivă cu uite, opoziția este, este prorusească și este împotriva Occidentului. Unii a declarat așa ceva opoziție? Noi... Dar mi ați spus clar că e nevoie de integrare europeană. Nu, noi am, Acum. noi am zis nu. Nu, noi avem formulare și noi nu ne zicem. Și cum e formularea? Noi nu suntem ca milioni politici care schimbă, așa știți, pălărie care în Care e formularea? De... să noi... fie clar și ne Noi nu suntem ăștia din guvernarea actuală care am schimbat 6-7 șase, șase, o partide. Hai ziceți, cum e formularea corectă? Fo foarte simplu. Noi trebuie să realizăm politică în interesele naționale ale Republicii Moldova. Partidul Socialiștilor este un partid suveranist și consideră că Republica Moldova trebuie să aibă propria agenda. Agenda pentru cetățenii săi interesele naționale. Ce sunt de integrare europeană, noi am spus-o în repetate rânduri. Constituția prevede că decizia aparține cetățenilor. Dacă, eu nu spun când, dacă Republica Moldova va obține, deci invitație, va primi invitație din partea Bruxelles, din partea partenerilor, că uite, Republica Moldova este invitată în UE, decizia vor lua cetățenii, așa cum prevede Constituția. PSRM va respecta voința cetățenilor. Nu un partid politic trebuie să dicteze și să decidă în locul întregii societăți unde trebuie să mergem. Foarte Dar simplu. Republica Moldova a obținut acest statut de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană mm. în vara anului trecut. Da. Iată, dacă vin socialiștii la guvernare, înseamnă că renunță la acest socialiști... statut de țară candidată? Cine cine zice acest... Nu, vă întreb, pentru că dumneavoastră ziceți că aveți noțiunea asta foarte bine clar stipulată. Uitați-vă, socialiștii au fost în 2020 la guvernare. Și au zis foarte clar că noi vom respecta toate angajamentele externe ale Republicii Moldova, toate acordurile. De ce? Că ei sunt angajamentele statului, nu sunt angajamentele lui Maia Sandu sau a nu știu cui. Și noi trebuie să respectăm angajamentele statului. De aceea noi am zis că vom respecta și acordul de asociere cu UE și acordul în cadrul CSI, și noi am lucrat în aceste acorduri. Dar acum Moldova are acest statut de țară candidată pentru aderare. Țară de candidat. Da. Țară candidat. da, statutul respectiv. Evident că asta o spun nu socialiștii, nu coloana 5 vorbă lumea Maia Așa, apropo, să da. spuneți și ce înseamnă coloana 5 -a. Asta trebuie să întrebați pe, pe ăștia de la guvernare, care tot ce este non-conform pentru ei, tot ce e critică, tot ce este opoziție, este pentru și coloana 5 numai Dar să ne spuneți ce ar face socialiștii a, 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 acest de, de, a, cu acest acord, cu acest statut a, stat, de țară candidată? Candidat. De candidat. Da. Asta nu o spun socialiștii, asta o spun și partenerii importanței Republicii Moldova. Cu părere de rău, Republica Moldova nu a primit acest statut de candidat drept rezultatul muncii asiduului, drept rezultatul reformelor de succes, creșterii economice, dezvoltării sociale, justiției independente. Cu părerea acest statut de candidat, Moldova a obținut în anumite condiții geopolitice, la pachet cu Ucraina, care se află în stare de război, cum noi știm și cum noi menționăm. Și acest lucru trebuie privit respectiv, adecvat, fără a-și atribui laurii că, uite, noi am făcut atât de multe. Doamna, doamna Sandu primește premii pentru democrație. Iată, doamna de la procuratură recent venită, care încă nu a reușit să intre în esență, primește în Statele Unite diplomă pentru reforma procuraturii și pentru rezultate performante. Sunt, dacă sincer, sunt lucruri ridicule. Unde sunt aceste rezultate cu care Republica Moldova se poate mândri? Vorbim acuși uh, exemplar statut, pe fiecare reformă. Statutul reforma? de candidat a fost oferit Republicii Moldova ca un avans de, de încredere, dacă doriți. Dar totodată noi doar tot comunicăm. Dar acest lucru? Trebuie să bucure statul Republica Moldova și cetățenii? Sau... Atunci când cetățenii Republicii Moldova vor simți beneficii, vom fi și noi bucuroși. Noi vrem... Noi suntem uh, pragmatici aici. Noi vrem să vedem rezultate, noi vrem să vedem fonduri, noi vrem să vedem dezvoltarea țării. Nu aceste discuții sterile politice despre nimic, fără conținut. Noi am vrie că guvernarea din Republica Moldova să trăiască aceeași viață cu cetățenii. Astăzi ei trăiesc în altă realitate. Uitați Dar nu doar guvernarea, toți politicienii trebuie să trăiască aceeași viață, uh, pentru noi, că noi nu trebuie să facem deosebire. De, de acord, să iei exemplul iarăși de la noi. Noi am fost în teritorii, noi am discutat, noi am fost în contact direct cu agricultorii, noi am fost alături. Iată, ei trebuie să petreacă mai mult timp cu proprii cetățeni și să asigure rezultate pentru acești oameni. Asta este de datorie lor. Ori atunci când deja știți să apar glume da, pe internet că, uite, mai Sandu se află cu vizită oficială în Republica Moldova, deja asta cumva ne... Dar totodată, uitați, noi am criticat... Nu trebuie să coborâm la nivelul ăsta când totuși facem glume din activitatea primilor persoane în stat. Știți, acceptă acest lucru. Acceptă acest lucru și eu declaram acest lucru că noi ne trebuie, trebuie să tratăm oponenții noștri cu respect. Și statutul Dar, cu persoanelor de rău, care dețin de funcții importante în stat. Acest limbaj cu părere a fost adus, introdus, exportat în societate de către actualii guvernanți. Aduceți-vă aminte cum vorbeau ei despre fost președinte de țară despre fost prim-ministru, campania de ură și mai departe. De ce eu sunt de acord cu dumneavoastră? Apropo, Politicele aici e degradarea din societate și e păcat ca cetățenii să nu înceapă să și redreseze și această și situație, că mulți cetățeni se orientează după aceste declarații și eu niciodată pe care le fac nu mi-am permis să ofensez în spațiu public, eu înțeleg că până la urmă asta este fața mea. Și eu zic mereu, doamna Maia Sandu, eu n-am zis cumva altfel, Да, а ну меняются. Да, он 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 лукру карикатуристик. Я то ну я меняет мотивня, где цензуром потребовали говориться. На внеткую аспектыш, аргументы, геополитические, идеологические. Амерс пи, экономия, пи, агрокультура, пи, реформа. Территория университет слор, реформа, территория апелляции. Амвруто здесь хоть и S-a turnat zoi peste opoziție, opoziție trebuie închisă, blocată, doamne ferește. Guvernul Gavriliță este cel mai bun guvern, s-au laudat cu merite, s-au laudat cu rezultate. Și astăzi, în opții, pe ascuns, fără a avea transparent o discuție cu propria societate, fără a explica motive, acest guvern, cumva așa, iarăși, netransparent, este schimbat. Fără a avea un dialog cu societatea. Dar de, asta, de ce da nu ați mers la discuții cu domnul Recean? De, de ce? C am zis că, în primul rând, s-a încălcat legea noi, fracțiunea blocului comunistilor și socialistilor, suntem 32 deputați, o treime de parlament. Mai mulți colegii noștri trăiesc în teritorie. Există procedură legală, concesională. Doamna Sandu vine la parlament, solicită fracțiunilor întrevederi. Fracțiunile au timpul să se organizeze, da? să vină la Chișinău fizic. Iată exemplu. Dar și dumneavoastră, ați fi putut spune, azi nu putem, dar mâine sau poimâine ne întâlnim. Păi, chiar vă mulțumesc, haideți să restabilim cronologia acelei zile. La 13.45, la fără un sfert 14, suntem invitați la președinție. La 14.30. Noi avem colegi la Ocniță, noi avem colegi peste tot. Asta a fost clar. În ziua de vină, noi nu ați zicem putut că noi, în asemenea condiții, nu putem participa, că eu nu sunt în drept să vorbesc din numele întregii echipe, noi avem totuși, la noi este și democrație, și votare, și echipă discută poziția și după asta o facem publică. Noi zicem că în, 40 de minute noi nu ne organizăm, noi nu suntem, mă rog. La 14.30 eram planificați noi, la 15.00 fracțiunea șor, la distanță de oră și 15 minute, și la 15.30 era anunțat deja briefingul doamnei Maia Sandu, la care urma să-l prezinte pe domnul Ricean. Adică la distanță de mai puțin de două ore. Adică s au văzut că este deja un scenariu. s au văzut că aceste consultări, mă rog, sunt mimate și noi am zis că în asemenea procedeu noi nu participăm. Aveam... Dar ulterior, ați fi putut spune noi, iată, suntem gata luni, marți, miercuri să ne întâlnim cu candidatul da, pentru funcția după, de premier. Nu, iarăși, vedeți juriștii trebuie să aducă mai multă lumină. După consultare cu fracțiunile, mai Sandu anunță președintele statului, anunță Știu. candidatul. Da, cunoaștem procesul. Dar dacă candidatul deja este determinat și este numit și este prezentat la 15.30 la briefing la distanță de oră jumate, cum, ce încă poate să facă o opoziție? Vă zic ce. Nu participăm în mimare, în show dar noi vom merge la Curtea Constituțională. Și avem toate șanse să demonstrăm că Constituția a câte oară a fost încălcată. În afară de Constituție mai există și o jurisprudență Curții Constituționale care a făcut mai multă lumină pe aceste proceduri, că au fost mai multe situații de criză Mi anterior. de aceea există o faie de parcurs. Nu poți în două ore să faci. Dar de ce în două ore? De ce, mă rog, este așa grabă? Guvernul Gavriliță era foarte bun, era lăudat. Parcă dumneavoastră singur ați spus ceva mai devreme no, no, no. că moțiunea de cenzură pe care no, ați înaintat-o tocmai eu, era exact. critică la adresa exact. guvernului. Eu guvernarea, este un guvern bun. Uitați-vă în câteva ore, acest guvern pleacă în demisie fără a explica cauzele. Bine, dar poate o luat în calcul inclusiv ceea ce ați spus dumneavoastră atunci când ați înaintat moțiunea de cenzură. Trebuia să recunoască public. s cetățenii Republicii Moldova. Nu am înaintat cu un guvern. Da, mai multe crize, mai multe probleme am ajuns la concluzie că acest guvern cu părere nu poate depăși aceste probleme. intam alt guvern. Dar recunoașteți. Recunoașteți. Veți merge la ședința în Parlamentului și la știți sunt, când va fi investit noul guvern? Oamenii la noi sunt înțelegători. Ar, recuno ar recunoaște că sunt probleme, oamenii zic, nu ok, iată, au recunoscut că sunt probleme, iată, vin alții. Dar fără a trage în revistă, fără, fără a face o analiză, a fără a explica public public ce se întâmplă. Da, -o, o să mergeți în Parlament da, când va da, fi da. supus Noi votul? Da, vom merge la Parlament, la sigur. Și știți cum o să votați? La sigur, la sigur că știm cum o să votăm și la sigur vom trece în revistă 18 luni a stării de urgență, toate realizările care sunt, și toate problemele care sunt în țară și la sigur vom fi foarte vocali. Și vom cere alegerile parlamentare anticipate, nu pe motiv anunțat de doamna Sandu în ziua de luni, dar de aceea că cetățenii Republicii Moldova vor alegeri. Acest lucru ieșit sunt orice teritoriu din Republica Moldova. Și eu merg cam și eu care și, des în teritoriu și, și părerile sunt împărțite. Nu chiar toată lumea vrea alegeri parlamentare anticipate, ținând cont că situația e complicată și e destul de dificil acum să organizezi și alegeri parlamentare anticipate nu, și le facem dar, dumneavoastră să știți când se provoacă alegeri noi, parlamentare? Noi, noi, nu, noi nu credem că această guvernare va furniza rezultate. Ei pot Domn schimba drânge, 2, 3, sunt 4 sunt 4 jurist. să știți în ce condiții se poate ajunge la alegeri parlamentare. anticipate? guvernului? Rămâne guvern provizoriu și mergem cu sunt guvernul. Sunt 63 provizoriu. de mandate pe care le are Partidul Acțiune da. și Solidaritate, și cu 63 de mandate da. ei pot să voteze un cabinet de ministri. Există responsabilitatea politică. Oamenii au investit în crede, au fost și vot masiv de protest, oamenii au crezut în promisiuni. Există. Pe moment, nu s-ar întruni aceste condiții ca să fie dizolvat în, Parlamentul? În afară de, de criterii juridice, mai există și responsabilitatea politică, și în afară acestor lucruri, mai există și susținerea populară. La sigur, au promis foarte multe, la sigur este dezamăgire masivă. Deci nu veți vota pentru vom un nou cabinet vom vota din împotriva, dar vom fi foarte activi și vom numi, vom spune lucrurilor pe nume ceea ce sunt de deciziile CSE, de miliardele din banii publici și de mai multe lucruri. Și cum s am ajutat? Cu suma astronomică, bugetul pentru întreținerea guvernului, cancelarii de stat și de mai departe. Adică, de dânșii au, au suficienți bani pentru ministerii noi, pentru dânșii, pentru. Sunteți un politician da. cu multă experiență, bogată experiență și vă dați prea bine seama că în actualele condiții Republica Moldova, fără a avea un guvern pleni potențial, cu depline funcții, este imposibil. Eu nu, eu nu cred în acest guvern. Și nu că eu nu cred de ce că nu îmi place, că nu sunt socialiști. Eu v-am zis, în guvernul nostru practic nu erau socialiști, dar l-am susținut. Dar pe motiv că acești oameni discută, mă scuzați, parcă trăiesc în altă realitate. Deci încă o dată zic, sunteți suficient de inteligent și politician cu multă experiență și știți prea bine, nu poate acum Republica Moldova să rămână fără un guvern plenipotențial. Și mergem mai departe cu stare de urgență și mergem mai departe cu aceste cheltuieli astronomice. Eu zic să mergeți și să și discutați în Parlament la modul cel mai serios cum s-ar putea identifica soluții da. durabile pentru depășirea problemelor, dar nu confruntări politice care mai tare să îl zăpăcească. Urș, de noi putem cetățean. să fim mult, mult mai critici și mult mai radicali. Noi ne-am semnat decent echipa noastră pe motiv că înțelegem că sunt probleme dar totodată guvernarea nu a făcut ceea ce trebuie să facă. Eu vă, vă aduc zeci de exemple. Noi am venit cu domnul Mudrea, cu agricultorii, am venit cu set de propuneri, inițiative pentru agricultură, care au fost respinse. O bună parte din ele... S-a numit nouul ministru, nou ministru, domnul Bolea, și el a venit cu acele inițiative. Bine că a revenit. Noi ne bucurăm Iată pentru vedeți? faptul că am, pro am propus vedeți? ceva. Bine, nu a dorit că să fie inițiativă opoziției, au venit ei. Și eu pot să vă aduc astfel Așa de exemplu. Așa mereu fac guvernările. Niciodată nu recunosc meritele opoziției. Totdeauna vor ei ca să promoveze inițiative, ca să spună că nu, în zadar stau la cărma țării, da? Noi am venit cu o studie responsabilă. Și când e o culoare politică la putere, și când e altă culoare politică, mereu guvernările încearcă să-și asume toți laurii. Pentru că e greu de guvernat, domnul bătrâncea, dumneavoastră știți că nu e un exercițiu atât de ușor să guverneze Republica Moldova. Dar pentru că dumneavoastră ați spus că va fi o relație bună și cu Bruselul, indiferent cine vine la putere. Să vă întreb clar, Republica Moldova în aceste condiții, fără sprijinul din partea Occidentului, s-ar fi descurcat ca stat independent? Eu cred că sprijinul Occidentului este important. Eu cred că este iarăși un avans de încredere. Aici noi avem iarăși o problemă, dar nu este problema în relație cu partenerii. Problema este a noastră internă în Republicii Moldova. Transparență și cum acești bani sunt alocați și cum acești bani generează alte venituri și cum pornim economia. Cu părere de rău, transparență noi nu avem. Nici noi, deputații din Parlamentul Republicii Moldova, nu avem acces, De ori facem interpelări, nu primim răspunsuri adecvate, legale. Da, instituțiile statului sunt datoare Sunt obligate, conform legii. Da, și eu absolut. pot să vă zic că Legea în Republica Moldova nu există, nu lucrează. Și asta este o problemă gravă pentru stat, nu pentru, pentru socialiști, la justiție pentru masă. Și cum ar trebui să-și facă treaba justiția și de ce trenează reforma în justiție? Tuturor partenerilor putem să le mulțumim. Republica Moldova are nevoie de suport. Dar v-am zis că noi vom respecta toate condițiile. Dar decizia trebuie să aparține cetățenilor. Cetățenii au tot dreptul. Dar în cazul ăsta, cum se zice? Că cei din opoziție, Partidul Socialiștilor, mai cu seamă, da, acceptă ajutor din partea Vestului, dar promovează ideologia Estului. Asta se spune pe platourile multor televiziuni acum. Asta o spun propagandiștii din partea guvernării, care trebuie să fie miniștri, diputații, să fornizeze rezultate. Eu nu înțeleg cum guvernanții au timp la dispoziție pentru a merge zilnic la televiziuni, pentru a fi prezenți mereu în rețele dar de socializare. Dar tot dumneavoastră ziceți că e nevoie de transparență și Eu, de comunicare da, și de socializare și de informare. Despre... Corect. Dar ei ies în public numai să atace opoziție și numai să caute vinovații. Eu m-am referit la transparența treburilor publice, cum se numesc oamenii în funcție, meritocrație, reforma justi. Și cel mai important, doamnă Ursu, cum sunt Folosiți banii publici și banii veniți din partea partenerilor. Și noi avem probleme cu capitalizarea Energo.com, cu miliarde de lei care au fost gestionate în opinia noastră netransparent și încă și abuziv. Da, am înțeles că joi, Aici, transparență. trebuie să discutați în Parlament și rezultatele auditului pe care Curtea de Conturi le-a făcut la Moldova Gaz și iată atunci cred că o să apară o claritate mult mai mare pe subiectul da. energetic. Acest audit, domnul Spânu, a promis el și el recunoscut public acest lucru că acel audit urma să apară încă în luna mai. Iată, noi, anului 2022, să fac un singur audit, un singur audit, care era o urgență, este nevoie să ajungem în, practic, luna martie anului 2023. Chiar și un simplu audit nu era un stare să facă. Noi nu știm, noi nu avem acces la informații să înțelegem care este structura cheltuielilor. O să cheltuielilor. la curtea de conturi și o să ne povestească și atunci o să ne fie clar. Haideți să vorbim despre ce se întâmplă în justiție. Dumneavoastră astăzi, cum ați defini situația din acest domeniu important care trebuie să fie reformat și care atât de greu totuși se reformează? Îmi permit să fiu de dată această laconic. Reforma justiției în Republica Moldova deja este lovită de nulitate și asta nu este doar părerea opoziției, asta este opinia partenerilor, experților. Reforma justiției în Republica Moldova s-a compromis. De ce? Concursuri trucate, politizarea justiției, intervenția politicului în numirile în procuratură și justiție, blocarea activității organelor de autoadministrare CSM și CSP și ignorarea poziției partenerilor. Pe acest motiv, iarăși, noi am inițiat o discuție în Parlament, moțiunea împotriva politicilor Ministerului Justiției. Să aducem lumină, să discutăm public, cetățenii să afle adevărul. S-a zis că totul este minunat. Ministerul Justiției este condus de un specialist bun, domnul Litvinencu, bravo, Parlamentul a aplaudat. Ați văzut -o? La sigur, și dumneavoastră și toată întreagă... Acum se zice că domnul Litvinencu nu se va regăsi în noua garnitură guvernamentală. Iarăși, în tăcere, fără comunicare cu publicul, fără explicarea motivelor. Și se va aduce alt om în funcție de ministrul justiției. Înseamnă că noi avem probleme în justiție. Cu părere de rău, deja ați văzut și decizia de recurse constituționale, Că recursul constituțională oricum este controlată și asta nu este secret. De... Așa credeți că este și ea controlată politic? Dacă vorbim cu doamna Manole, ea va zice categoric că este o instituție independentă. Cu și... părere de rău, noi putem să trecem în revistă zeci de hotărâri a care erau practic motomo, da, în corespundere motomo cu declarațiile guvernării. Cu părere de rău. Am vrea să avem și curtea constituțională care să fie un arbitru independent și care nu, să nu facă parte din jocurile nimănui. Dar și aici avem mai multe probleme. Legi cazuistice aprobate de Parlament, cazuistice în funcție de situație da. și care Curtea Constituțională cumva ignoră. Da. Eu cred că și Curtea Constituțională înțelege că ceva nu merge bine, de aceea mai multe ultimele decizii a lor au, au expediat la Comisie de la Veneție cumva să se protejeze. Dar sunt, sunt probleme. Dar iarăși vin Curtea Constituțională ieri practic tot a, -a, -a lovit nulitate, dar a, în practic a pus sub semnul întrebării toată procedura de evaluare a judecătorilor și procurorilor. Și practic noi trebuie să revenim astăzi la Zone. Nu, ce a anunțat Curtea Constituțională? Că cei care cred că nu au, nu au, promovat concursul pot, și ei au suspiciuni, pot să se adreseze în instanță. Asta, Asta au decis. A, normele care au fost consfințite sau aprobate ieri de Curtea Constituțională intră în contradicție cu tot ce s-a făcut până acum de către comisiile respective create de evaluare externă. Și cu părere de rău, toate cele incidente care s-au creat, imposibilitatea Consiliului Superior al Procurorilor de a duce la bun sfârșit concursurile. Și știm cum s-au făcut concursuri până acum și cu doamna Drăgălin și nu doar. Ce se, Dar de ce, ce ziceți că și cu doamna Drăgălin nu s-a făcut concursul așa de, cum de, trebuie? Dar de, de, de ce se duce domnul Litvinian din minister și de ce vine alte persoane? Probabil că totuși nu, nu a trecut ceea ce a fost, nu a trecut așa, fără urmări. Probabil că și guvernarea o înțeles că ceva nu merge bine și trebuie urgent de schimbat uh, atitudinea. Dar este, sunt informații multe că concursurile sunt politizate. Se decide politic cine va fi promovat la Curtea Supremă de Justiție, la curțele de apel. Uh, domnul musteață și mulți, mulți, mulți Dar alții. pentru că dumneavoastră sunteți jurist, totuși curățenie în sistemul ăsta trebuie făcută? Ideea din start era aceste reforme de justiție, că să existe niște criterii de evoluare, că să existe niște instrumente, dar care să nu intervină în independență. Cu prea de rău, trebuie, în calitatea sistemului trebuie îmbunătățită categoric. Și în magistratură, și în procuratură. Dar ce s-a făcut? S-a schimbat un om politic pe alt om politic. Și după mă în stilul gangster, da, banditesc al lui Stoianoglu, și după ceea ce au fost, se face reforma justiție, Ești cu Stoianoglu, cu procurorul general, suspendat. Apropo, dumneavoastră, cred că, ca jurnalist, a formulat întrebare, de de ce doamna Sandu până acum n-a semnat cerii de eliberare a domnului Stoianoglu. Și doamna, Sandu... doamna Sandu a explicat de nenumărate ori că doar exact. atunci când va fi o claritate, exact. ea va putea să-și pună semnătura. Clar. Claritatea în ce? Ea a reiterat că, uite, e da? Dar deja nu mai pot vorbi despre evaluarea procurorului general după ce s-a produs cu dânsul. Deja procedura sau deja tot procesul era lovit din nulitate. Am înțeles. Și cum din tot asta, din acest terci politico-juridic, cu interpretări, cu fel de fel de jonglaj politico-juridic, cum să ajungi la o reformă transparentă, autentică, care să genereze în final independența justiției? Trebuie să veniți mai des, că avem tare multe întrebări, dar tare repede trece timpul. Domnul Bătrâncea, ce se întâmplă pe segmentul de stânga? Pe politic de stânga. Există unitate, există dezbinare. De ce, de exemplu, fostul președinte și lider al socialiștilor, Igor Dodon, își face alt partid? Domnul Dodon a declarat că nu face alt el partid. El a zis că ar putea să-și facă. Nu, no, el a spus că sunt diferite mai multe scenarii din ceea ce știu domnului. Nu are în plan, alt partid, Eu cred că tot a fost cumva. Nu, eu l-am auzit personal I pe el Doul Doul, că... Și el zicea că s-ar putea să. Eu spun spus că sunt. Iată, trei scenarii posibile și da. așa mai departe. Dar după asta au fost alte și publice a lui și dumneavoastră a declarat că are încredere și susține ceea ce face Partidul Socialiștilor, conducerea acestui partid. Și a spus că el trebuie să clarifice, mă rog, cu da. justiție politizată, cu dosare politice întâi. Așa mai departe. Noi nu avem probleme pe intern. Noi astăzi avem problema cu regimul de guvernare. Noi avem problema că guvernarea trăiește în realitate paralelă. Dar divorțul politic cu primarul general al Chișinăului? Asta a fost o decizie a domnului Cibanu, decizie personală. Da, echipa noastră l-a susținut în, și în perioada când a fost candidat și în perioada când a fost trei ani primar general noi suntem corecți în raportul cu domnul primar. Dar unii exponenți din partidul dumneavoastră acum naufragează către partidul domnului primar. Da, a fost un deputat și noi am făcut, am declarat și mai public mult din Din ce știm, nu. Noi pledăm pentru consolidarea. Astăzi Republica Moldova are nevoie de echipe solide. Și domnul primar general, în opinia noastră, trebuie să mențină relația cu propria echipă, care împreună am muncit în Chișinău în țară,

Partidii de dreapta, de centru, discută cu partidii de stânga, și noi încercăm să găsim soluții la probleme naționale, fără a intra în esență cine face pe noi diferiți. Dați identificat candidatura pentru funcția de primar al Chișinăului pentru alegerile din toamnă? La sigur, psm va avea candidat și în și în toată seara. Vom decide în perioada când va fi anunțată, propriu-zisă, perioada electorală. Pentru ce să pornim? Toate aceste procese înainte de timp, totodată încă mai avem și echipă în Consiliul Municipal care încă mai are de dus mandatul până la capăt și care l-a ajutat pe primarul general în mai multe începuturi de lui. De aceea noi nu dorim, știți, să pornim înainte de timp jocuri de astea. Dar s-ar putea până la urmă să-l susțineți și pe domnul Ceban în campanie electorală? Dacă lui ar merge așa cum mergea, la sigur îl susțineam. Dacă lui preferă propriul proiect politic și noi nu știm care sunt planurile lui, noi mergem cu echipa noastră. Echipa noastră nu a făcut schimbare de poziție, echipa noastră rămâne pe acele principii care sunt bine cunoscute cetățenilor. Noi nu trădăm cetățenii noștri, și principiile noastre. Dar v deranjat că partidul lui este un partid pro-european? Este decizia lui ce face el. Corect. Noi Unii se... mai spun că ar putea să fie o înțelegere noi... între dumneavoastră și el și să spuneți aceasta pe no. moment, dar pe urmă no. să-l susțineți. Asta o spun cei care nu cunosc pe noi socialiști. Noi sunt, diferența între noi și restul că noi suntem partid și noi suntem echipă. Și pentru noi este mult mai important ce suntem noi. Și este important că cetățenii să ne respecte. De aceea noi uh, rămânem pe aceleși poziții și pe aceleși promisiuni făcute alegătorilor. legătorilor. Domnului... Le Merge pe propria cale, este treaba dumnealui, dar noi continuăm să mergem pe calea noastră. Despre reforma administrației publice și ad reforma administrativ-teritorială, ce ne puteți spune? E trebuie suspendată și trebuie să aibă loc dezbateri, dis discuții autentice, deschise transparente cu subiectul acestei reforme, cu apelul. Ori dumneavoastră să întrebați, că desi ori vizitați teritoriul, să întrebați consilierii, primarii, dacă ei au fost întrebați. Dacă opinia lor a fost solicitată. Există Congresul autorităților locale și acolo, din câte știu, s-a discutat la modul cel mai serios. Eu mă bucur acesta. că după o pauză îndelungată, că cândva în perioada noastră, Calma a fost foarte activ, foarte vocal. Și acum iarăși a devenit vocal. Deci, practic, un an noi nu am sesizat existența acestei structuri. Acum, în ultima perioadă de timp, am văzut că totuși sunt analize critice. și este bine că Calmul să continue activitatea lor, indiferent de situația și de conjunctură politică în țară. Trebuie să vă mai întreb dacă Partidul Socialiștilor ar putea să ajungă să organizeze proteste? împreună cu partidul Șor. De ce vă pun această întrebare? Pentru că deseori când merg în teritoriu, discut cu fruntași simpatizanți ai Partidului Socialiștilor și ei deseori spun că mai degrabă ar vrea ca partidul să rămână singur și să nu se amestece cu alte partide sau cu interesele altor lideri de partide. Cum v-am zis și dumneavoastră, pentru noi <coughs> este foarte importantă identitatea noastră și ceea ce știu oamenii despre noi și integritatea echipei. Da, din acest punct de vedere toate deciziile noi le luăm ca partid. Noi avem agenda, noi avem bloc, Anul trecut am desfășurat peste 80 de acțiuni de protest. Dacă prea de rău, ele nu sunt mediatizate. Noi, practic, sunt, existăm în blocaj informațional. Mai mediatizăm. Da. Totuși, pe să spuneți nu, piata, că nu mediatizăm. -ați, da, -ați, nu, eu nu mă refer la dumneavoastră că m-ați invitat în studio, dar ca să înțelegi, dumneavoastră, măsurile noastre, proteste, acțiunile, evenimente, deseori nu este prezent niciun canal de televiziune. În fiecare instituție trebuie să știe că trebuie promovat da. pluralismul de opinie. Să vă întreb pe dumneavoastră, împreună cu Partidul Șor, cu reprezentanții Partidului Șor, ați putea să protestați? La momentul de față noi avem decizia Partidului, Consiliului Republican, că participăm în agenda, de, în platforma de opoziție, agenda comună în care, din care fac parte o partide politice. Da, acolo nu e și Partidul Șor. Nu e. Noi, noi avem decizia, iată formula în care mergem, iată, înainte de sărbători de iarnă, pe 26, dacă nu greșesc, decembrie, noi am petrecut cu mai mulți parteneri, partide politice, protest a politică a la Parlament împotriva închiderii televiziunilor și am făcut un apel la guvernare ca ei să respecte democrație. Deci adică noi am avut un pro 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 protest masiv a acestei structuri, dar, per general, considerăm și reiterăm doamna Ursu că nimeni nu poate să interzică cetățenilor să protesteze și nou ne pare e un real... drept consfințit, fiecare cetățeanul are dreptul să iasă, să exact, protesteze, dar, dar, să și exprime nemulțumirea, indignarea, dar exact. Dar în limita legii. În limita legii. Iată da. asta, e bine de știut că doar în limita Le și legii există legii. pentru toți. Dar aceste aceste calificativ da. venit din partea guvernării, că uște protestează numai acei care vor destabilizare. Asta este o minciună crasă. Dar nu mi-ați dus gândul până la da, capăt da, da. cu coloana a, 5 a Totuși, cine sunt reprezentanții coloanei a, 5 -a și cum trebuie să înțeleagă cetățeanul Republicii Moldova că în Republica Moldova sunt foarte mulți exponenți De... ai coloanei a, 5 -a? Eu cred că iarăși este o campanie de propagandă guvernării atunci când nu pot gestiona treburile publice eficientă și cum au promis caută vinovați. Pentru mine, cea mai bună analiză este analiza faptelor. Pentru mine, culoana 5 sunt acei care au închis Universitatea Agrară o instituție care o respect foarte mult. Pentru mine, coloana 5 -a sunt acei care au cedat în condiții netransparente, mai Domn multe. Bătrege, proprii, dar da. altceva înseamnă da. coloana 5, -a, nu că sunt reprezentanți da. care apără interesele altor țări, dar să ne spuneți care e interesul Rusiei pe moment în Republica de Moldova. de ce m-a întrebați pe mine de poziția Rusiei. Eu, sunt asociia Republicii Moldova și eu voi am luptat și voi lupta pentru țara mea mică. Eu n-am alte țări și n-am alte pașapoarte. Și eu sunt mult mai atașat acestei țări decât unii care se declară mari și tari. Și de aceea pe Sirmie este partid pro-Moldova care asigură consolidarea societății, economie, reîntregirea țării. Noi avem planul național pentru țara noastră, Republica Moldova. Dar cei care încearcă să ne facă uh, pe noi opuniențe politici cu lumea în opinia mea sunt oameni mincinoși. De aceea că ei, dacă sunt guvernare, să asume rezultatele proprii guvernări, să nu caute vinovații și să, și să, o mai citez încă o dată pe Maia Sandu, care a zis că noi când vom avea toate instrumente, asta și laibă a spus, noi nu vom căuta vinovații, să nu caute vinovații. Am înțeles. Și pentru că se împlinește un an de când e război în imediata vecinătatea Republicii Moldova, e clară percepția cetățeanului ce se întâmplă în imediata vecinătatea țării lui? Percepția cetățeanului? la sigur cetățenii noștri retrăiesc. De aceea că desi sunt și mesaje de este propagandist și nereușite pe oamenii, îi ține guvernarea în suspans. Noi trebuie să calmăm societatea, să le niștim cetățenii, să promovăm mesaje de pace, de dialog și să nu devenim parte a niciunui joc extern. Iată asta trebuie dar să ce face. trebuie să știm despre acest război? Iar cetățenii, uitați-vă ce spun ei, uitați-vă, deși nu am mare încredere în sondaj, dar mai multe sondaje arată că după 24 februarie încoace și mai mulți cetățeni susțin neutralitatea Republicii Moldova. Că înțeleg foarte bine. Cu părere de rău, noi nu suntem jucători mari, indiferent de eforturile noastre, noi nu reprezentăm da, deci o forță militară. De aceea unică ce pe noi ne protejează, diplomația noastră, politica noastră, înțelepciunea noastră și statutul neutru al Republicii Moldova. Dar n-ați răspuns la întrebarea mea. Ce trebuie să cunoaștem noi despre acest război? Ce trebuie să cunoaștem? Da? ce concluzie tragem? Dar la sigur, acest război trebuie terminat. Trebuie să existe tot efortul pentru precăutarea soluției de pace. Efortul să din să partea cui? Din partea tuturor țărilor importante ale lumii, din partea organismelor internaționale, din partea ONU, din partea OSCE, care au experiență și care au... Dar totodată cu părere de rău, observăm și noi, analizând mai multe surse, că nu există suficient efort pentru a precauta, pentru a identifica soluția de, de pace și dialog. Cu părere de rău, prea mult sună mesaje militariste. Și acest lucru cumva pe noi ne pune în gardă și, pe, și ne încordează. Dar dacă Rusia pierde război, situația cumva... Noi să întrebați, să întrebați Rusia ce o face Rusia. Dar eu, vă întreb pe dumneavoastră pentru Republica Moldova. Ce ar însemna acest lucru? Eu nu sunt corespondentul militar al eu nu sunt doamna Sandu să fac pronosticuri militare. Noi am primit refugiați, am fost echipă onestă în toată această perioadă și noi nu suntem ăștia care dau cu analize militare. Tot ce facem noi apel la calmă, la diplomație și la pace. Și nici într-o formă să nu devenim cumva prada unor jocuri pe locuri foarte foarte, eu aș zice, știți, nici nu pot spune că aceste jocuri sunt foarte complicate. Uneori noi riscăm să cădem într-o pradă foarte, foarte simplu. Să fim suficient de inteligenți, să nu facem greșeli și să avem grijă de propria țară. Iată, aici punem punct discuții și vă mai așteptăm și cu alte ocazii, tot aici la Vocea Basarabiei, Vocea care ne unește. Amintim celor care au urmărit această ediție a punctelor de reflexie că l-am avut invitat pe domnul vicepreședinte al Parlamentului Vlad Bătrâncea. Dumnealui este și secretar executiv al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc mult pentru invitație.